mai la mătuța mea! Acest grup de colindători cu capra s-a ales în loc de un ban cu o ușă trântită în nas. Nu primiți un cojocat! Cojocat cu trei cojoci! Încă de la Crăciun au pornit cu colindul în Târgoviște, dar și în alte orașe mari. Asta au făcut și în ultima zi a anului. De la prima ora dimineții, când târgoviștenii nu au apucat nici să-și bea cafeaua, au luat la pas cartierele, apoi centrul municipiului. Se plâng însă că nu au avut noroc. Degeaba au jucat capra, au bătut la tobe cât i-au ținut mâinile și au suflat puternic în trompete. Au rămas doar cu urările de bine. Nu mai este îndură să dea nici măcar un leu. Colind pe gratis, să uită lumea la geamuri și închide iară. Și bani. A venit criza și peste colindători? Mamă, ce criză a venit! Se pare că tradiția obiceiurilor de anul nou, care implică un zgomot cât mai mare, nu mai este pe placul multor târgoviștieni. Colindătorii spun că pe lângă ușile trântite în nas s-au trezit și cu diferite obiecte aruncate în ei de către locatarii blocurilor. Iar ne-a aruncat cu pâine, cu noi cu pietre, aruncat cu băiatul ăsta, nu aruncat cu căciule, aruncat cu ceva în cap. Mai mult, ceata de colindători spune că în loc să câștige un ban, a făcut datorii. În București, jocul caprei a fost apreciat de polițiști cu o sancțiune contravențională. Colindătorii au fost amendați cu 500 de lei pentru că au tulburat liniștea publică, cel puțin asta susțin ei. Norocunașul care l-a oferit o călătorie cu trenul spre casă la jumătate de preț. Și din cauza la topele astea și trupele astea, ne-am luat câte 5 milioane amendă pentru tulburare. Ați luat și amendă? La București. La București am fost la București și poliția ne-a oprit, că colindător trebuia să nu ne oprească, că asta e tradiția. V-a dat amendă pentru tulburarea? 500 de lei. Și nașul de-abia n-a primit până la urmă că să venim acasă. În concluzie, criza i-a lovit și pe colindători. Ori târgoviștenii nu mai gustă tradițiile, ori grupurile nu mai știu să mai ureze ca pe vremuri.